Nu uita să folosești referalul meu 807 atunci când te conectezi pe serverul nostru Bihood România. Reba băi și mi-am regăsit la un nou episod pe acest canal cu RageMP pe serverul nostru preferat Bihood România. Astăzi o să facem un videoclip tutorial, să zic așa, ul pentru începători, pentru oamenii care încă nu se joacă RageMP și vor să se apuce. Astăzi o să vă prezint cap-coadă cam ce trebuie să faceți la început, ca să faceți bani, să așa mai departe, da? Automat, video-ul ăsta e doar pentru începători, da? Deci nu se pune pentru cei care joacă deja pe server și au avere și toate astea, da? Strict pentru începători. Bun, voi când ați intrat pe server prima și prima oară, o să vă gândiți, bă, cum fac bani rapid pe server, cum fac și eu bani să-mi iau, nu știu, un BMW, un motor din ăsta, poate, sau nu știu, și așa mai departe, în fine, avioane, elicoptere, ce vreți voi. Păi în primul rând, voi când intrați pe server, trebuie să vă faceți direct job, da? Dați, nu știu, când v-ați conectat, dați slash jobs, ok? Și aici aveți o varietate de joburi. Tracker, detectiv, fisherman, detectiv ăsta nu e un job wow, să zic așa, asta doar dai fine pe player și atât. Tracker, da, în fine, garbage man, farmer, aveți toate la alegerile dumneavoastră, da, a voastră. Când v-ați ales un job, vă duceți, faceți jobul și automat cu timpul cât faceți voi job, o să vă crească skill-ul. După cum bine vedeți aici jos, eu la fisherman LS am skill 3, 195 de pești din 330 de pești prins. Și după aia când ajung la 330, automat fac skill 4 la fish, da? Bun. Voi cu timpul o să dați buy level, când o să aveți respect points, vă dați slash stats și aveți aici respect points. Da, eu în momentul de față am 9 din 36, ca să pot dau level să fac level 13. Acum voi, când o să faceți RP-urile de la payday, puteți să dați buy level în cazul în care aveți RP-urile luate, fixe, da? Și în cazul în care vreți, nu știu, să faceți mai multe RP-uri la payday, voi puteți cumpăra skin-uri care, na, ies pe caractere. După cum vedeți, eu am rar, epic, legendar, worker, Xmas. Dar, spre exemplu, când o să faceți câteva milioane, vă recomand să începeți, nu știu, cu un skin legendar, care, bine, vă dau un RP pe payday, dar dacă o să aveți luată bani de Xmas, luați-vă un Xmas, pentru că, uitați, vă oferă 3 PP-uri la payday în cazul în care ați jucat 1800 de secunde plus, 100 de beatpoint și 2 RP-uri. În caz contrar în care, nu știu, n-ați jucat 1800, vă dau un PP, 25 de beatpoints și un respect points per payday. Ok, ați făcut level 3, v-ați luat, nu știu, v-ați luat o mașină, ceva, un skin și v-ați săturat de el. Dacă în cazul în care nu vreți să stați să vindeți și vă grăbiți să plecați undeva, dați ușor slash market, da? Vi se deschide meniul ăsta și aveți aici o categorie imensă în care, bine, aici cumpărați voi dacă vreți, de aici dați sus la adaugă un anunț nou. De aici puteți să puneți, nu știu, spre exemplu, vând skin legendar. Alegeți categoria, puneți skins, puneți aici prețul, să zicem, nu știu, dau un exemplu, 200 de milioane. Așa, preț și adaug item. Și eu pun acum skins, să zicem că îl pun pe ăsta, dau un exemplu. Bam. Și voi, după ce l-ați pus tot aici, dați publică un anunț. Aici puteți scrie skin legendar, dați așa, legendar, care oferă un RP per payday. După aia dați publică anunț și s-a publicat anunțul. Acum noi nu o să punem, pentru că nu vreau să-i rosesc degeaba banii și skin-ul. După ce ați făcut pașii ăștia cu job-ul, cu skin-urile și așa mai departe, o să faceți după următorul pas, este să dați start quest. O să aveți un quest special zilnic. În momentul de față este quest-ul ăsta care e băgat acum, cu vericul, în care voi tot ce trebuie să faceți este să faceți 9 pași sau depinde. Sunt 3 opțiuni, da? Dar cel mai bun este plătit cel cu noi, cu 9 pași, care o să vi-l arăt acum. Haideți să mergem la quest să vă arăt. Bun, am ajuns la quest, la special quest. Și voi veniți aici la checkpoint-ul ăsta cu vericul și ori dați start quest, ori apăsați Y. Eu o să apară o animație așa, dar eu deja am completat 7 pași, am ales varianta cu 9 pași. Sunt 3 variante care puteți luați, easy, medium sau hard. Și la hard vă dă 30 ceva de PP-uri, vă dă gift points, dă și B points și RP-uri, dacă nu mă înșel, nu mai știu sigur. Parcă și... nu, RP-uri nu. În fine, vă dă B-points, PP-uri și cu gift points, da? Bun. Voi când o să vă dea gift points, vă duceți, dați slash get gift dacă aveți cele 1800 de secunde
jucate. În cazul în care vreți să vedeți cum, dacă aveți cele 1800 de secunde jucate, dați slash time. Aici vă apare conectat pentru 719 secunde, adică echivalentul la 0,20 de ore la ultimul PD. Și uitați, dacă dăm iar acum, se updatează 727. Și tot așa, voi trebuie să vă jucați, nu trebuie să stați AFK. De altfel, dacă stați AFK sau stați pe sleep, nu se vor pune secundele și nu o să prindeți gift-ul. Nu o să faceți cele 1800 de secunde. Bun, o recomandare de la mine pentru voi băieți ar fi să strângeți PP-urile, pentru că le puteți vinde, da? Puteți să faceți, nu știu, spre exemplu, hai să zicem, eu am acum 140 PP-uri și dăm slash shop. Și ducem aici la vouchers și în momentul ăsta eu pot să-mi fac, de exemplu, un voucher epic. Dar nu o să fac pentru că strâng PP-urile alea. Dar voi când faceți un voucher, o să vă apară aici la slash vouchers. Uite, eu am un rar. Și astea voi puteți să le vindeți la player. În momentul de față, un voucher de 50 PP-uri se vinde cu 65 de milioane 70. Ceea ce e destul de ok. Voi dacă faceți quest-ul și așa mai departe și aveți și skin Xmas, primiți PP-uri multe și cred că într-o zi puteți să faceți lejer câte un voucher, da? Câte un voucher 50 PP-uri. Da, mă băieți. Ce să mai zic? În continuare v-aș recomanda să vă luați un skin. Deci prima și prima oară că faceți jobul, faceți bani, strângeți banii, vă luați skin care vă beneficiază de mai multe chestii, de exemplu V-Points, bani la PD, puncte premium și așa mai departe, și după aia strângeți și le vindeți și faceți bani destul de ușor. Acum, na, ce pot să zic? Eu am fost Hendrix, mă băieți. Vă așteptăm pe server cu mare drag, cu brațele deschise, și ne auzim data viitoare. Salut!